Salut, berbeci! Voi face citirea pentru perioada 1-15 octombrie. Pentru voi, familia, trecutul, relația cu partenerul de viață sau cu părintele de același sex, este un aspect benefic, karmic, am zice, poate să reprezinte și sacrificii pe care le faceți pentru a avea acest aspect benefic, seriozitate, disciplină, organizare, sunteți motivați și încurajați. Relațiile este mai mult legată de muncă. Vă oferiți ajutorul în familie și în colaborări. Între 2 și 4 octombrie avem o foarte mare energie acumulată pentru voi în domeniul contractelor, asocierilor, proceselor, relațiile cu partenerul de viață, relațiile unul la unul, am zice, dușmanii cunoscuți. Aici avem Soarele, Luna, Mercur și Lilith, care formează aproape o conjuncție. În acest domeniu veți experimenta relații personale, dar și relațiile sociale. Sfatul ar fi să vă folosiți tactul și diplomația în comunicare și să nu încercați să vă manifestați aceste emoții deschis. Este bine să încercați să le controlați emoțiile. În 2 octombrie, la ora 21:49, se formează luna nouă în balanță și eclipsa inelară de soare. Avem pentru voi casa 7-a, casa comunicării, a contractelor, a proceselor. Această lună nouă, așa cum am spus, vă favorizează emoțiile, visarea, folosirea intuiției, imaginația. Conjuncția Soarelui cu Luna este de fapt și în conjuncție cu Lilith, așa cum am spus, în 10 grade balanță. Aspectul indică emoții intense, relațiile sunt supuse acestor emoții, dificultatea vine din conștientizarea și exprimarea emoțiilor. Deci, așa cum v-am atenționat, trebuie să vă controlați aceste emoții, astfel încât să ieșiți din pericolul de a acționa prea direct. Relațiile sunt încercate de Lilith în acest moment. Aveți tendința de a bloca, de a vă bloca în dorințe, ambiții, duritate, de a accepta nevoia de autodepășire. Ascendentul momentului este în gemeni. Pentru voi, gemenii reprezintă comunicarea. Puteți să comunicați foarte bine, să realizați schimbări de idei, dar și capricii s-ar putea să apară, să priviți altfel faptele concrete, să explicați, să argumentați, deci nu veți transmite numai așa informații. Aici informațiile pentru voi nu le acceptați oricum, până când nu sunt explicate, argumentate și să fie foarte concret așa pe înțelesul vostru. În 3 octombrie luna este în cuadratură cu Marte. Apar conflicte în acest aspect legat de familie și contractele care privesc familia.
împotriviri, acțiuni destructive, conflictuale, relațiile sunt frustrate cu certuri și conflicte. Se formează o piramidă tot pe data aceasta de 3, deci imediat după eclipsă, se formează o piramidă care este între casa a patra voastră, casa a opta a schimbărilor, și casa karmei voastre. Între aceste case, deci voi puteți să realizați, să vă bazați pe sentimente, să aveți niște realizări, să vă atingeți dorința de lux, gusturi alese, să dați importanță aspectului fizic, a sănătății, să fiți atenți cum arătați și cum sunteți percepuți de ceilalți, să vă arătați bunăvoință, dar să fiți totuși și hotărâți să acționați pentru deblocarea unor aspecte prin a vă asuma responsabilitatea. Relațiile sunt sentimentale, romantice, creative și vă asumați această responsabilitate. În 4 octombrie, Mercur este în cuadratură cu Marte. Mercur este în balanță, în casa contractelor, asocierilor, proceselor, relațiilor, unul la unul, dar și familia. Marte fiind în casa patra, căminul vostru. Aici comunicarea este activă, dar și explicați, justificați, argumentați și puteți întreține comentarii. Discuția este directă, fără menajamente. Deci s-ar putea să aveți o discuție legată de un contract sau de o asociere sau poate de un proces care vă privește familia și voi să aveți aici de spus ceva și veți spune foarte direct ce aveți de spus. În 5 octombrie, Jupiter intră în staționare, până în 9 octombrie, când Jupiter intră într-un aspect de retrogradare aparentă. Ne putem aștepta la schimbări în modul de gândire, comunicare sau transmiterea informațiilor. Jupiter este în casa comunicării voastre, deci această comunicare va fi cumva altceva, va trece printr-un alt aspect. În 9 octombrie, Soarele este în cuadratură cu Marte. Din nou acest aspect pe contracte, Soarele fiind în balanță, contracte, asocieri, procese, relația cu partenerul de viață și căminul, familia, relația cu partenerul de viață, care este foarte tensionată, neliniște, nervozitate, ajungeți la conflicte și chiar la posibile ceartă. Acțiunile voastre sunt sub presiune, deci sunt foarte puternice, vă arătați această frustrare, neliniște. Tot în această dată, Pluto este staționar. În 29 de grade, 38 de minute, Capricorn. Pentru voi, Capricornul reprezintă cariera voastră, realizările profesionale, realizările sociale, realizările din familie. Când Pluto pleacă în mers direct și până pe 16 octombrie, da, deci este staționar din 16 octombrie până pe 19 octombrie, el este în Capricorn. Și aici, în 19 octombrie, va face ingresul în Vărsător. Deci se va întâmpla ceva cu Pluto în acest aspect pentru ultima dată în Capricorn. Va duce schimbări, transformări, reorganizare, poate o reorganizare la locul de muncă sau acea reorganizare socială, să zicem, în societate, vă influențează și pe voi. Puteți să
obțineți o eficientizare a muncii, o stabilitate materială. În 13 octombrie, la ora 22:30, Mercur face ingresul în Scorpion. Secretele ies la lumină, deci nu veți accepta minciunile din schimbări, adică schimbările la voi le veți vedea așa cum sunt reale și nu veți accepta aceste minciuni legate de schimbare, de transformare, de reorganizare. Mercur în Scorpion vă determină să fiți deschiși și să spuneți adevărul. Voi face acum citirea pentru această perioadă de timp. Voi folosi celelalte arcane, fiindcă le-am folosit pe acestea și la cartea zilei. Și nu uitați că aveți cartea zilei. Deci, acum va fi o etalare pe domenii de viață pentru 1-15 octombrie pentru berbeci. La baza pachetului, un 10 de spade, sunteți cumva doborât în această perioadă, este un moment în care sunteți foarte solicitați, poate chiar în relația cu un rege de monede, vorbim de un bărbat cu ascendent zodie în Taur, un bărbat care poate că voi vreți, eu știu, un ajutor pecuniar sau un sprijin din partea lui, poate fi vorba de un șef, de un părinte. Și s-ar putea să nu vrea să vi le acorde, fiindcă eforturile voastre, ce ați făcut voi, astfel încât să-l determinați să vă acorde acest ajutor pecuniar, s-ar putea să fie trecute cu vederea. Dar aveți cam tot ce vă trebuie pentru a depăși blocajele pe care le aveți în viață. Haideți să începem, da, deci voi începe în primul rând cu primul domeniu de viață, voi. Și iată, aveți moartea, 8 de monede și 3 de spade. Vorbim aici de o schimbare, o schimbare foarte puternică. Fie vă schimbă locul de muncă, fie vă schimbă, eu știu, vă concediază, fie vă pensionează, fie o afacere trebuie să o închideți. Deci este ceva care este ca o impunere, nu puteți să mergeți mai departe, trebuie să acceptați această încheiere, să se încheie ceva. Sau poate fi vorba și de o relație importantă pentru voi. Aveți aici un 13, cu 13 ne gândim la un 4, vorbim de materie, de pământ, de realizări, de moarte, ghinion, renaștere, ordine, disciplină, curaj, profesionalism, critică, plictiseală, încăpățânare. Și 6 de monede care arată generozitatea. Deci vorbim de ce va aduce vouă bucurie în perioada asta de 15 zile, ar fi ca cineva să vă dea o șansă, cineva să aibă încredere în voi, cineva să spună că poate să aibă încredere în voi și să vă ofere o șansă, să arătați ceea ce puteți să faceți. Deci acesta ar fi în principal aspectul cu acest 6 de monede. Treiul de spade arată, de fapt, vorbim de o trădare. Fie că cineva legat de un curs, legat de perfecționare, de studiile voastre, vă trădează și este într-adevăr un moment destul de neplăcut, poate din cauza aceasta aveți și această situație cu moartea, deci poate din cauza unei trădări, poate că ascundeați ceva și ceva va ieși la lumină. Vorbim aici despre acest comunicare,
Resursele, scuzați-mă, resursele, locul de muncă și ultima este cariera voastră. Deci, în această situație legat de comunicare cu frați, surori, veri, vecini, voi aveți niște lacrimi. Cineva v-a supărat, cineva v-a bârfit, v-a trădat. Este un aspect care vă influențează acest paj de cupe în comunicarea voastră și soarele care arată fericire, abundență, căldură sufletească la locul de muncă sau în rutina voastră zilnică, ce aveți de făcut, faceți totul cu această bucurie. Este bine să vă păstrați acest soare în sanctuarul inimii voastre sau în cercul conjugal. Și vorbim aici de un 19, deci înseamnă un 1, înseamnă un început. Deci începeți ceva, este numărul divinității, începutul, originea, puterea, perfecțiunea, dar și omul curajos, războinic, individualistul, independentul, care va încerca să stăpânească materia. Și Marea Preoteasă, care vine cu un 2 de data aceasta, vorbim de o femeie cu ascendent zodie lună plină în rac sau în scorpion, care încearcă să-și arate sentimentele, să încerce să vă câștige încrederea, să afle secretele voastre. Este bine să vă păstrați aceste secrete și folosiți-vă intuiția. Îndemnul este să vă folosiți această intuiție. Numărul 2 arată și colaborare, tact, diplomație, armonie. Puteți colabora cu această femeie, dar trebuie să vă păstrați secretele, să vă folosiți intuiția, emoțiile, să controlați aceste emoții. Deci, cumva, resursele voastre trec printr-un moment dificil. Vorbim de comunicare cu frați, surori, veri, vecini, de contracte, asocieri, procese și de am zice de relații. Marea Preoteasă, mare atenție că apare în această situație în care voi aveți cariera voastră, fie la locul de muncă, fie în societate. Deci aceasta este relația voastră cu Marea Preoteasă. Vorbim de comunicarea voastră, discutați cu cineva despre o pierdere și așa cum am spus aici, poate să apară o pierdere. Nu puteți recupera această pierdere. Contractele voastre trec printr-un moment în care aveți blocaje, dar dacă vă folosiți de dreptate, de adevăr, veți reuși să deblocați aceste situații legate de contracte, de asocieri, de procese, de relația cu partenerul de viață și mare atenție la relațiile cu ceilalți. Vorbim de protectori, de prieteni, de asociații profesionale, unde aveți aici un 7 de spade și ceva este neadevărat. Fie că e vorba de un înscris, fie că este vorba de un furt, de o minciună, de ceva care s-ar putea să vă afecteze. Și vom merge acum mai departe la familie, cămin. Da? Schimbări, transformări și karma voastră. Iată că aveți aici acest paj de spade care este cineva din familie cu ascendent zodie în vărsător sau în gemeni. Poate fi vorba de o femeie, o femeie care vorbește foarte mult, o femeie care poate să vă și bârfească, dar s-ar putea să fie o femeie care poate să vă facă și o plângere, astfel încât să vă facă niște probleme. Poate să vină cineva din trecut sau chiar din familie. În ceea ce privește
schimbarea, transformarea, renașterea voastră este după întâlnirea unei persoane. Vă întâlniți cu o persoană din trecut, o persoană care poate să discute cu voi lucruri care vă leagă de trecut și poate fi vorba chiar și de un aspect care să vă aducă bucurie. Această reîntâlnire cu această persoană să vă încurajeze. În ceea ce privește karma voastră, este prințul de monede. Trebuie să deveniți mai organizați, să vă organizați munca în așa fel încât să fie mai eficientă și veți reuși să strângeți o avere și am putea spune că este un aspect care privește poate ieșirea dintr-o situație legată de datorii sau legată de un moment în care nu aveți bani, dă un aspect foarte benefic acest prinț de monede sau poate să reprezinte o colaborare cu un bărbat cu ascendent zodie în fecioară, care devine un exemplu pentru voi. El călătorește foarte mult, realizează venituri din munca lui, se descurcă foarte bine cu ceea ce face el. Aceasta a fost citirea pentru voi, eu vă doresc numai bine, vă mulțumesc pentru timpul acordat și nu uitați, dacă vă regăsiți în aceste citiri, puteți să dați un like, să vă abonați, să transmiteți mai departe, nu vă costă nimic și vă mulțumesc!